Bună, dragilor! Eu sunt Liviu Elefterie, psihoterapeut, și astăzi aș dori să împărtășesc cu voi apariția unei cărți deosebite care merită să ajungă în biblioteca oricui. Fiicele adulte ale mamelor narcisiste. Aceasta nu este o carte doar pentru specialiștii în domeniul psihologiei, ci pentru toți oamenii care vor să devină mai conștienți de durerea, autocritica, rușinea sau suferința persoanelor care au crescut alături de părinți narcisici și mai ales de mame narcisice. Este adevărat că cel mai des vorbim despre bărbați sau tați narcisici, însă evităm să spunem asta și despre mame. Și asta pentru că este dificil să le identificăm. De ce? Pentru că ea poate fi ușor de confundat cu o mamă grijulie, care de cele mai multe ori nu își recunoaște copilul ca pe un om separat, ci ca pe o extensie a ei. Astfel, vă invit să răsfăiți această carte care dă glas nevoilor noastre și care, prin capacitatea ei de a ne trimite către reflecție, ne ajută să setăm acele limite sănătoase, neștiute și nedescoperite în lupta de supraviețuire alături de un părinte narcisic. Sper că această carte să vă clarifice multe necunoscute și să vă ajute la construirea unui echilibru în viața fiecăruia. Vă îmbrățișez!